Sâmbătă 12 iunie, mușcelenii sunt invitați să participe la Noaptea Muzeelor. Programul de vizitare va fi cuprins între orele 18 și 23 și 30 de minute. Iată programul complet al evenimentelor pregătite. Muzeul Automobilului Românesc, intrare de la ora 18. Expoziție fototematică legată de istoria automobilului românesc, vizitare expoziția de bază. Muzeul Municipal Câmpulung, secția de etnografie și artă populară, intrare de la ora 18.30 de minute, vernisaj, expoziție temporară, Ia de Argeș, măestria nepierdută în timp, în colaborare cu Muzeul Municipal Curtea de Argeș, expoziție temporară din vârful Peniței, proiect al Școlei gimnaziale Oprei Orgulescu din Câmpulung și Colegiul Național Andrei Șaguna din Brașov, partea proiectului Câmpulung 2021, capitala scrisului românesc, vizitare expoziția de bază. Muzeul Municipal Câmpulung, secția de istorie, artă plastică și științe ale naturii. Intrare de la ora 19 și 30 de minute. Vernisaj, recrearea primei tipografii din teritoriile țărilor române și derularea de ateliere interactive în parteneriat cu Muzeul Național Militar Ferdinand I și Muzeul Casa Mureșenilor Brașov, parte a proiectului Câmpulung 2021, capitala scrisului românesc. Vernisaj să învățăm să scriem în limba română veche, susținut de conferențiar universitar dr. Claudiu Neagoie, parte a proiectului Câmpulung 2021, capitala scrisului românesc. Vizitare, expoziția de bază. Muzeul Municipal Câmpulung, Casa Memorială, George Tupărceanu, Nămăiești, intrare de la ora 20 30 de minute. Recital de poezie, poezii de George Tupărceanu, vizitare, expoziția de bază. Muzeul Municipal Câmpulung, Mausoleul Eroilor de la Mateiaș, intrare de la ora 21. Oficiul poștal de front, atelier de reconstituire istorică Detașamentul Mateiaș în parteneriat cu Asociația Historia Renașcita, vizitare expoziția de bază. Ușelenii care doresc să participe la Noaptea muzeelor trebuie să știe că intrarea este gratuită la toate locațiile anunțate.